Vă salutăm și vă urăm bine ați revenit în grădina cu lăptuci. Salutare tuturor, sperăm că sunteți bine, că creșteți frumos, că a plouat afară pe voi și că exact, sunteți bio și frumușei voastre. Nu știu dacă ar trebui să vorbim despre faptul că noi suntem un pic în delay acum, noi zicem lucrurile un pic... Da, așa este. Că mai pleacă, mai plecăm, ne mai întoarcem și atunci am mers un pic în avans și așa că dacă ne înjurați, noi încă nu știm exact. Că ne înjurați pentru episodul de data trecută. Încă nu l-am pus, când îl filmăm pentru pe ăsta, încă nu l-am pus pe episodul da. De data trecută. Deci de-aia suntem atât de chill cu faptul că ne înjurați da. Pe, în episoadele alea. Acum noi știm reacțiile de la cel cu Edi Rădoiu. Da. Și cine ar fi crezut că lumea vrea mai mult Edi Rădoiu? Cine? Nu, noi ne-am gândit că 25 de minute e prea mult. Dar, asta e, într-adevăr ne asumăm toată vina da. De asta a pierdut probabil marele premiu de la Eufor da. Dacă i-am fi acordat un 8-10 minute în plus avea toate șansele da. Așa pare că mai rău i-am făcut, sincer să fiu da. Dar neașteptat, trebuie. Putem să vorbim un pic despre Eufor. Nu știu dacă ai urmărit N-am urmărit nimic. Știu ce s-a întâmplat, da. Dar favoriți erau, din ce am simțit eu așa, din vibe, erau fie Edi, da. Fie Paul Sabo. Da. Și ca în vechiul proverb românesc, când doi se bat, o treia, fată câștigă. A treia câștigă, da. Da. A câștigat Mădălina Mihai, felicitări Mădălinei. Și nu știu dacă s-ar putea să mănânc căcat, o arunc aici, că oricum, lăptuși noi nu ținem secrete, deci dacă zic vreo prostie, nu zice și voi mai departe. Am înțeles, există această teorie, cumva Mădălina a fost sprijinită foarte mult de fanii da, mă, Steaua. Fanii CSA Steaua, da, de asta fanii e. CSA Steaua, pentru că ea dar a zis... Nu e o teorie? S-a adeverit, gen, a și postat pe grupul lor, ea... Da? Eu am auzit niște chestii, nu știam. O postare de ei s-a da, da. Ceruit, o postare de ei pe grupul de Steaua. Că FCSB nu e Steaua. Da, da, da. Uh-huh. Și a spus asta la audiții și a făcut o postare pe grup în care spune, uitați că am spus și asta și că nu știu ce și că să fiți alături de mine în mi final. Se pare, mi se pare un unghi foarte bun. Este un unghi foarte smart. Foarte smart că s-a gândit să profite de oamenii proști. Da, de oameni proști care le spui o frază și bine cu aia, îți dăm 30 de lei. Nu, glumesc. Nu glumești, nu vorbești foarte serios. Nu fi neapărat toți proști, dar e gen mentalitatea de da, ține cu aceeași echipă ca noi. De ce nu am face orice pentru da, da, avem un lucru în comun. Mă exact. Luptăm până la moarte, exact, ceea da. Ce e foarte bine. Într-adevăr, da, cumva concursurile astea de mult nu mai sunt câștigate pentru abilitățile tale în comedie neapărat, pentru cât de bun comediant ești. Da. Cumva campania contează cel mai mult pentru da, asta. Da, e... Mă rog, în afară de Florin Gheorghe, bineînțeles. Florin Gheorghe care a rupt, da, și Edi Vacariu. da. și Virgil. și Virgil. și... Cam atât. Da, da. Maria Popovic. Maria Popovic, da, clar. Toată lumea care a câștigat pe deplin Buchinca, merit. Da. Buchinca a câștigat Eufor? Da, bineînțeles, de unde crezi că are bani? De unde crezi că are șapca aia? Bă, da, da, frumos, da. Se joacă tare. Eu încercam să mă gândesc acum dacă aș participa la Eufor, ce altă turmă aș putea să aduc astea, alături de mine. Cumva că ar trebui să-ți faci un beat. Basarabia nu e România? A avut un beat în care spunea asta. Ah, ok, deci trebuie să o încadrezi într-o glumă. Da, ar trebui să-ți faci un beat în care să spui că echipele de orice sport, de old da. Boys, joacă mult mai spectaculos decât echipele. Da. cel mai frumos meci din da. Ultimii 10 ani a fost ăsta cu generația exact, de aur. Exact. Deci fără niciun fel de caterincă. Trebuie să mergi pe unghiul ăsta că oamenii care s-au retras da, da. Dar mai fac încă puțin activitatea da, aia da. Doar așa din când în când da, da, da. O fac asta cel mai bine. Da, asta e bitul. Înainte să plece România la Euro, hai să joace un meci împotriva lui ăștia de la Old Boys. Exact. Și dacă exact. Nu poate să-i bate, îi trimitem pe Old Boys exact. Îi trimitem pe Dorinel Munteanu care, mamă, mâncați-și ce față de alcoolic care da, îi da, place da. Robotul. Dorinel Munteanu, da, da. Sincer, cred că sunt oameni care au fața asta chiar dacă nu beau așa Trebuie să fie niște oameni care pur și simplu așa le crește muia, nu știu, în timp. Roșii așa adică și le crește nasul. Păi asta zic, Hagi pare bețiv, nu cred că bea atât de mult. Nu știu, nu stau la curul lui, dar... Adică pare un om de ăsta destul de harnic, destul de dur, așa, a, și Hagi. Zici că de la... Nu cred că e bețiv.
Adică o mai bei un pahar de vin până la mea seara, dar nu cred că e bețiv. Nu știu, pare prea dur ca să fii bețiv. Păi și de unde e fața aia de ce workaholic? La ce nas are Hagi, până la mea ar trebui să fie de dimineața, la ora 8 când deschide cârciuma, el stea la intrare, la nasul ăla. Dar nu cred că și-o arde chiar așa. Nu știu ce să zic. Că dacă e de la cât de mult muncește, a belit o cârje. Da, o să aibă nasul. Cârje în patru ani, o să aibă nasul ăla mare și roșu așa. De bețiv ordinar. Da, mă. În orice caz, felicitări Mădălinei, pentru că până la urmă contează cine te votează, așa normal, funcționează jocul. Da, înseamnă că... Îmi pare rău pentru Edi Rădoiu, e un lăptuc, acum nu mai e lăptuc by 2, că n-am câștigat. I-am retras titlul de lăptuc onorific. Foarte, foarte fain. Dacă vreți să-l vedeți pe Edi și să râdeți, nu vă uitați la setul lui la umor, dar uitați-vă la live-ul pe care l-a făcut în timpul ai umorului și uitați-vă la reacția lui când se anunță câștigătorul. Bă, da, mi-a arătat Ionita, mi-a arătat Alex Săriță. Este wow. Ei, vezi cum îi părăsește sufletul? Vezi cum slăbește 21 de grame? Natanticu apare lângă el exact ca un dementor în Harry Potter. Și îi suge orice punctul de viață mai avea. Adevărul e că Natanticu ar fi un excelent dementor. Da. Te bântui într-o alee întunecată. E fain. Da, băi, hai să povestim că s-au întâmplat, nu știu, am mai făcut lucruri, nu știu. Da, ai fost plecat în vacanță. Eu am fost plecat în vacanță cu părinții. Ce frumos. Am plecat eu cu Diana și cu părinții mei în Italia, ce două frumos. Zile întregi, trei nopți asta, da? Da, foarte frumos, oraș de poveste. S-a simțit minunat. Al de maică-mea a fost prima oară când au fost în Italia. La pentru Bella Vita. Pentru maică-mea prima oară când a ieșit din țară. Legal. A fost cu avionul pentru prima oară. Au fost multe chestii care s-au întâmplat pentru prima oară. Pentru maică-mea a fost foarte fascinată de tot ce s-a întâmplat. Cum s-a comportat în avion? A fost cu minte? A fost cu minte, la dus i-a fost rău. Nefiind obișnuit cu avionul, cumva de la presiunea din aer, durea într-una aici capul fix în mijlocul. Da, am pățit și asta, da. Și n-aș a fost destul de rău. L-a dus, da, e ok, zborul doar două ore apoi, adus-o pe picioare. Și l-a întors cumva. Deja era, nu vă spărați. Niște alune aici. N-am mai avut probleme, dar deja a fost relaxat, n-am mai avut treabă. Da, ați mers cu Wizz Air sau ceva low cost? Ai zis să nu o duci direct cu Tarom sau cu ceva șmecher. Nu, mai întâi trebuie să înveți greu. Păi cu Wizz Air am avut și întârziere, l-a dus, a recuperat un zbor apoi, dar gen am stat în aeroport mai mult decât ar fi trebuit. Mie mi se pare foarte tare. A experimentat tot ce trebuie să experimentezi un om când pleacă în city break-uri, ne? Da, și bune și bune și nervi și bune și nervi și restaurări. Bine, ea nu și-a făcut nervi, dar mai a experimentat pe mine, a avut nervi pe lângă ea. Cum fă? Nu te știe ca având nervi de adult. Ba cumva da, cred că nu știi, da. Că mi se pare că așa adică cu siguranță te știe când aveai meltdown-uri din alea de copil mic care nu voia. Nu prea aveam atunci. Nu? Eu ca și copil am fost foarte cuminte, foarte liniște, foarte înțelegător. Da, le încasai foarte da, adică budist nu, așa? Da, eram asta e situația, nu avem bani de mâncare. Nu mă gândeam niciodată că se poate. De ce mi-aș permite să mă gândesc că vreau mai mult? Știi, cumva, nu știu, eram mereu împăcat cu aia, nu ceream chestii, nu, eram, ba, da. Mă, e o atitudine foarte realistă, așa, foarte stoică, aș putea spune. Acum, ca adult, sunt foarte frustrat de neajunsuri, toate astea. Pentru că ai început să vezi ce e posibil. Da, atunci când eram copil, eram împăcat cu viața, așa. Mhm. Eu mi-am aminte că atunci când eram mic, era un 90-91 așa, apăruse un magazin pe lângă Big Bercen pe acolo, care aducea jucării gen Action Man și din alea care începusem să văd reclame la italieni. Apropo, asta pentru mine toată copilăria asta a fost, adică eu niciodată nu am jucat, poate nu par gen, dar nu m-am jucat niciodată cu mașinuțe. Nu te-ai jucat niciodată cu mașinuțe? Adică am avut mașinuțe, dar aveam de alea mișto, gen modele de alea adevărate, știi? Gen mașini adevărate făcute care modele nu te dai, mici nu cu care nu te dai și aveam câteva de alea așa prin casă, dar nu mă jucam cu el. Joaca mea mereu era cu omuleți de ăștia, cu gen action figures. Gen aveam Bruce Lee, aveam Wolverine, aveam tot felul de ăștia, Spider-Man și îmi făceam scenarii, gen pula mea, acum sunt pe un pod să bat aici, acum vine asta, îi salvează, gen mă jucam cu ei prin casă. Asta era joaca mea, dar cu mașinuțe niciodată, sau să desfac o jucărie, n-ai stricat niciodată o jucărie? Niciodată n-am avut curiozitate eu. În general n-am curiozitate și pentru asta nici atât.
pula mea, merge, de ce pula mea aș vrea să știu ce are în ea? Nu, cum? Ca să vezi cum funcționează, eu le stricam. Nu mă interesează niciodată. Și după ce am mâncat de 2-3 ori bătaie, eram, nu le mai stric, da? Hai că nu le mai stric, nu, că nu... Absolut niciun moment nu mi-a păsat cum merge ceva cât timp merge. Da. Când nu merge, știu că e timpul să nu mai folosesc. Tu ai fost un om simplu de la 4 ani. Dacă merge, merge, ce exact trebuie bine să mă joc toate căcaturile? Și la calculatoare și la astea, de nu m-am priceput niciodată, gen să repar sau să fac o chestie, că nu mi-a păsat niciodată, gen asta e calculatorul, jocul ăsta merge, jocul ăsta nu merge. Asta e realitatea cu care trebuie să ne împăcăm, nu o să-l desfac eu să văd cum să fac ca să meargă și jocul ăsta la pula mea, astea sunt cărțile care mi s-au dat. Mi-a dat Vlad Cazacu cartea lui Rick Rubin despre creativitate, da, nu știu dacă ai citit-o. N-am citit-o, dar... N-are sens să o citești. Mi-a mai spus de ea. N-are sens să o citești pentru că pare că tu ai filozofia lui Rick Rubin. Da. Tu ești fix din asta de asta este realitatea în care trăim, n-are sens să împingem, să forțăm asta, lucrurile. Numai asta, ca și copil am avut asta, dar acum ca adult sunt mai prost decât eram când eram copil. Din pricina asta zici? Acum da, acum nu accept realitatea din jurul meu. Vreau eu să aliniez la, nu știu, principiile mele de realitatea. La idealurile tale. Da, da. Da, e destul de nasol. Eu asta voiam să zic, doar că eu mai doream, dar ajunsesem să mă obișnuiesc doar cu dorința și cu faptul că niciodată nu o să primesc, pentru că era un magazinul ăsta cu action figures, gen Action Man și nu știu ce, și maica mea când mergea la piață mă lăsa în fața magazinului și eu mă uitam la jucării, dar prin vitrină, mă uitam așa câte o jumătate de oră, o oră și mi închipuiam cum m-am jucat cu ele și mă venea maica mea și mă lua de acolo din fața magazinului și plecam acasă. Nu era niciodată, dar nici nu se punea, știi, adică nici nu am cerut. Da, nici n-am cerut. Nici nu mi-a zis că o să-mi ia și pur și simplu eram, îmi închipuiam și până plecam acasă. Da, eu când eram copil, mama a lucrat, cred că până să fiu eu în a patra, a cincea, a lucrat la un magazin de ăsta cu mai multe produse, gen avea și poșete, genți, dar și jucării și mai multe chestii în magazinul ăla. Un magazin pe o stradă de asta de magazine, din Brăila cumva. E o stradă, da, nu știu cu ce să o compar, cu ce stradă, pula mea, din București. Calea Victoriei. Da, da, gen pula mea. Calea o de-asta pietonală unde sunt magazinii, da, stânga-dreapta. Da. Și lucra la magazinul ăla și acolo aveau și jucării, aduceau și jucării. Și de multe ori avea jucării mișto, eu mă măiceam la ea la muncă, stăteam cu ea până termina programul, Și mai avea jucării pe care le vedeam acolo la ea expuse, dar doar mă uitam la ele, le admiram acolo, dar nu le ceream. Le admirai în secret. Da, și odată la ceva timp mai îmi lua ea la salariu, gen pula mea, oprea nu știu cât ca să-mi iau o jucărie sau de-asta din alea. Dar nu eram neapărat genul să vreau asta, vreau pula mea. Da, e... Erau alte vremuri, frate. Da. Adică mi se pare că era rușinos să cer, cumva știai de mic că e ceva rușinos să n-ați dori. Mult, probabil l-ai fi cerut odată, două ori și am fost refuzat și m-a durut atât de tare refuzul ăla încât mai bine nu mai cer, probabil. Exact, exact, exact. Da, te blindezi. Te blindezi și ești, știi ce? Nici nu-mi trebuie, dar nici nu vreau eu. Dar mă piș eu pe jucăriile alea, dar nu-mi trebuie mie. Dar ce, bețele de afară nu sunt suficient de șmeche? Plus entertainment-ul, mare parte din el, când eram copil, era asta, filme închiriate, casete. Închiria și îmi punea la video casete, multe animații și apoi ușor și filme. Mai îmi lua chestii, dar de-astea cu supereroi, Batman-ul ăla în 89, de-astea gen. Dar la început animații de-astea la Disney, cred că am văzut majoritatea astea. Când eram copil, gen Doamna și Vagabondul, toate căcaturile, toate desenele astea. No, mi s-a părut o porcărie, Doamna și Vagabond. Întotdeauna nu mă uitam. Plăcea, mi se părea mereu funny. Cu toți câinii aia, cu ce personalitate au fiecare. Alea cu ce mi-a mai plăcut, aia cu pisicile, cu pisicile aristocrate. Și aristocrate bombă, da. Și aia era mișto cu Thomas O'Malley, ăla. Da, da. Era fun. Everybody wants to be a cat. Da. Eu încă mă mai uit la melodia aia. Care e foarte rasistă, nu știu dacă știi. Te-ai uitat la melodie? Da, toate desenele astea erau rasiste. Wow. Deci e o birmaneză, e o pisică birmaneză care e cumva jucată ca un chinez. Ah, ok, ok. Și da, are și... Când mi-aduc aminte, când cântă toți acolo. Cântă și face... Hing chong chang chong chang chong chang. Nu mai știu exact, are niște versuri, dar sunt... Kung fu hai chau ha chau ha. Și mă, am cazit și când... Wow. Da, mi-aduc aminte. Și erau, nu știu ce alt desen, au niște ciori efectiv care îți vorbesc cu accent de negri. Da? Știi? Da, tot la Disney. Nu mai țin minte. În altă de asta, nu mai știu exact în ce producții de asta, în ce film. Erau alte vremuri, frate. Da, da. Și deci frumos în Roma. Bă, da, frumos, frumos, nice. Am mâncat chestii, pizza. Ați vizitat, ați ajuns la Vatican. La Vatican nu n-am mai prins bilete. Era full de cu o săptămână înainte. Am încercat să iau cu vreo 6 zile înainte biletele.
Și data trecută când am fost, acum 4-5 ani când am fost în Roma ultima oară, le-am luat cu o seară înainte biletele la Vatican. Gen, ne-am hotărât acolo că vrem a doua zi la Vatican și am găsit bilete. Ah, și okay. Acum cu aia, cu 6 zile înainte, am căutat și nu mai full tot Vatican și abia am prins pentru Coloseu. Da, cred că e cam prin sezon. Mamă, să-mi bat pula, grav, foarte multă lume, da. Și gen, Vaticanul l-am mai văzut, dar noroc am prins să intrăm la Coloseum și la Forum, Forum Roman, toate ruinele alea pe acolo, a fost nice. Oricum te plimbi prin Roma, oriunde faci stânga, găsești o biserică, ceva, exact, adică nu e ca și când... Exact, o fântână, o ceva, tot da, e da, undeva, da, pula mea. Da, e mișto, chiar a fost nice, mi-a plăcut. Și cum te-ai simțit fiind, că mă gândesc că tu ai fost cumva, tu le spuneai da, alor tăi, mai tu le spuneai alor tăi, acum astăzi mergem aici, asta e că tu făceai programul, nu? Focus Diana dinainte. Mă rog, dar tu da, îl transmiteai mai departe, da, mă gândesc. Da, eu, Diana, da, vorbeam amândoi, dar oricum a fost puțin mai stresant, eu mă și enervez repede oricum, lucrez la asta să fiu mai calm, dar fiind și ei acolo responsabilitatea de gen... Să simte și ei bine, să fie ok, tot așa cumva am fost mai, am avut vreo două, trei ieșiri de asta de nerv, de bag pula, că tot mă apucă de, nu în jurat așa neapărat, da, dar gen de-astea, că nu se mișcă ceva destul de repede sau că nu găsim decât, nu voiam doar să bem o bere, să bem un cocktail, ceva și nu găseam nicio terasă unde să nu trebuia să și mâncăm, că deja mâncăm, sau caturi de-astea. S-au mai întâmplat de-astea, sau autobuzul n-a circulat pe unde trebuia, ne-a lăsat mai departe, că gen, era blocată strada încolo. Apropo, aparent, duminică s-a terminat turul Italiei în Roma. A Giro d'Italia? Da, Giro d'Italia. Oh, ok. Și... A fost scandal, nu? I-am văzut gen, când au trecut toți bicicliștii, toți este pe lângă noi și gen, de asta erau blocate anumite stații, nu te ducea până unde voiai tu. Și acolo iar nerv când mă pula, că acum pierdem, nu mai ajungem la timp. Am ajuns la timp, ne-am descurcat, dar... Na. Nu știu de ce, eu întotdeauna am avut senzația la tine că tu te prefaci că ești nervos, că nu e, n-ai cum să fii nervos pe bune, că nu pari genul care se enervează așa rapid. Sunt, da. Cred că de la anxietate și asta câteodată gen... Stresul ăsta de a fi, de a merge totul conform planului sau cum mi-am gândit eu că ar trebui să meargă ziua aia, da. Cum imediat cum apare ceva ce nu e în linie cu alea, prima o accept, tac, sau, da, deja la a doua, în trei încep să ai dragi. Da. Da, lucrez la asta, devin un om mai bun pe zi ce trece oameni. Plus că lăptucii sunt, na... Lăptucii au și bune și rele, frate, nu se poate, da. Să nu poți să fii doar asta într-un singur fel. Exact. Asta e, trebuie să mai câștig, o să abia aștept să fiu bătrân, bă, să-mi bat pula, să am răbdarea aia de om bătrân. Asta pe care o am eu? Asta acum. Ești un om răbdător? Nu sunt deloc un om răbdător. Nici eu nu asta sunt, din păcate. Problem. Dar mă gândeam la chestia asta că am pățit o chestie similară, am fost în turneu și am ajuns în Galați, am stat mai multe zile în Galați. Da, chiar ați avut și la Brăila. Am avut și la Brăila. Și la Brăila, cum a fost? La Brăila a fost, am avut la o terasă care se numește Pește și da, Vin. Știu. Părerea mea, full disclosure, nu cred că e un loc bun de stand-up, sincer să fiu. Adică e un restaurant foarte mișto, mi-a plăcut, am fost acolo, am mâncat, am stat la un șpriț, dar nu cred că e un loc. Eu, din cum l-am văzut, n-am avut niciun show acolo, dar cum l-am văzut când am fost doar client acolo, nu mi s-a părut un spațiu neapărat. A, dar n-ai fost la să mănânci și să stai și la un show? Nu. Bă, pentru o terasă, da. A fost foarte bine. Eu nu vreau să mă cac pe mine, dar am cam rupt. Ah, nice. Da, am cam rupt. Dar era, într-adevăr, nu e cel mai bun loc pentru că merge foarte mult în laterale și efectiv, eu sunt convins că erau 20% din oameni nu m-au văzut pentru că erau boxe în față și nu te vedeai de boxe, știi? Da. Și era foarte greu. Și atunci încercam să mă mișc ca, știi cum se mișcă Eddie Murphy când îl făcea pe Jesse Jackson să nu fie împușcat? Mergeam așa dintr-o parte într-alta, înainte, înapoi, numai ca să mă vadă cineva măcar un pic, pentru că n-aveai cum să ai vizibilitate pentru toată lumea în același timp. Dar a fost bine, a fost foarte bine. În schimb, mie nu mi s-a părut mâncarea bună, dar în fine, sper că nu se uită cineva. Da, nu știu ce. Mi-a luat calamar, pane și n-a fost ce trebuie. Dar show-ul a fost foarte bine. Și în Galați am stat mai multe zile, ca asta, da, aveam în Galați headquarters și mergeam în Brăila, mergeam unde aveam nevoie. Și când am ajuns noi acolo, fix un loc la cinemaul ăla unde aveam show-uri, era... festivalul de film japonez și de anime de erau de ăștia și campul ăsta în care merg eu, tabăra asta de tocilar e pe bază de anime cumva.
Și erau plin de tocilar și eram, oh my god, în sfârșit pot să mă etalez ca tocilar șef, da. Știi? Și am stat pe acolo, încercam să mă bag în seamă cu oamenii. Voiam, știi ce voiam? Erau de ăștia cosplayers. Nu se dusese până, nu? Eram totuși în Galați. Deci da. nu se făcea cosplay, că cred că își luau bătaie, dar erau oameni acolo, tineri, interesați de subiect, da. Vindeau tot felul de chestii și nu știu ce. Și am zis, bă, hai, uite, a doua zi știam că avem show seara, zic, vreau să merg la un film, să văd, la ora două. Și am mers și am văzut un film de la ora două, unde ăsta de Miyazaki, vechi, foarte mișto, nu știu ce, foarte, și erau vreo 30-40 de puștani, deci a fost foarte amuzant. A venit în față, înainte de film, tipul care organizează festivalul și a zis că o să ne uităm la filmul Nausicaa and the Valley of Winds, care este un film foarte, foarte vechi, din 1984. Și eu sunt născut în 84. Foarte, foarte vechi. Când zici foarte, foarte vechi, te gândești la anii 50, pula mea. Da, tu te gândești, dar pentru că probabil că media de vârstă era de 17-18 ani, pentru ei 84 e... Evul da, mediu. Voi, ciudat, e... Da, gen ca în istoria filmelor. În istoria filmelor nu e nicio... Nu e asta, nu. Zic. E, cumva filmea... Cumva nu s-a dus mult mai departe. Gone with the Wind e foarte, da, foarte exact. Vechi. La nivelul de filme și de gen ce se spune sau ce se poate face într-un film în anii 80, nu e atât diferit cu ce se spune sau ce se face într-un film acum. Nu. Pula mea, în filme tot. Nu, eu am luat-o ca pe un afront, dar n-aveam ce să fac. Am tăcut. Că... Vezi că nu ești așa vechi, da? Da. Și ne-am uitat la film și cumva m-am încărcat cu energia asta pozitivă, știi? De a, uite ce mișto că sunt nerds în Galați, că există cumva fenomenul ăsta și mă bucur foarte mult. Tineri de ăștia, îi vedeam că sunt ocilari și că sunt curioși și că... Mamă, și m-am încărcat așa că aproape că îmi dădeau lacrimile. Era, mamă, ce stare mișto am. Și mă gândeam la asta, bă, dar acum... Eu nu știu de ce fac stand-up, pentru că stand-up-ul vine dintr-o zonă din asta de om rău. Știi că trebuie să fii un pic rău când faci stand-up, trebuie să fii un pic negativ, un pic, știi, okay. Să vezi lucrurile să nu vezi rele. Să partea plină a paharului într-un exact, atunci exact. Nu mai e nimic funny, trebuie să fii cinic, trebuie să fii un pic. Și eu mă încărcasem foarte mult cu partea asta de frumusețe, de romantism, de anime și smart și nu știu ce. Și eram, wow, ce tare sunt. Și după aia am văzut o poză cu o femeie grasă și mi-a venit instantaneu să fac mișto de ea. Dar unde ai văzut o poză cu o femeie grasă? Nu pot să zic. Adică ai intrat pe Instagram? Pe Instagram, sau pe Instagram. Ah, ok, a crezut că pun tot la film, gen pun ceartă pe cineva. Instagram, pe Instagram. Ăla în Family Guy, când arată poze copilul și dă cu buletinul muie, așa, știi? Here's a picture of my kid și tot face așa cu aia muia lui ăla. Nu, eram pe Instagram și era o poze cu, eu cu fata okay. Plinuță așa. Și mi-a venit să fac mișto. Și eram, oh my god, cum să faci mișto, că nu e ok deloc, că tu vii, tu ești un băiat deștept și finuț și nu știu ce. Și mi-am dat seama, nu frate, sunt și un băiat finuț și deștept și romantic, dar sunt și un bulangiu și un muist cinic, lupi, în mine sunt doi lupi, frate. Doi lupi. Unul, și... unul e gay, aparent. Da, unul este un homosexual care bea fruity fresh de pere. Unul e de ăsta care îi plac lucrurile frumoase, pula mea. Și unul e un homosexual care e foarte rău. Da, și celălalt, da, e cel mai mean gay. Da. Sunt un gay flamboyant și plin evil de ură. Da. The Evil Gaze, cum era, nu? White Lotus avea aia, replica asta cu The Evil Gaze. Nu, n-am văzut White Lotus până la capăt, okay. Mărturisesc. În orice caz, asta știu că m-am enervat, că am mai văzut chestia asta, poate ai văzut și tu pe Facebook sau pe Instagram, oameni care împărtășesc niște traume, vă scriu niște chestii așa foarte lungi în care eu am fost, mie mi-a fost foarte greu și am fost abuzat de unchii mei și nu știu ce. Și la final zice, și apropo, am show vineri seară la Club 99 de la ora 7. Și zice, ce pula mea? Așa trebuie să promovezi tu show? Cu ceva, da, o să fac și eu asta, o să pun și eu. Da. Când eram în a patra, nu am pișat vreo 28 de ore, m-au dus ai mei la spital, mi s-a băgat sondă pe gaura pulii, m-a durut tare de tot. Da. Și la sfârșit, Carasebeș, venim pe Carasebeș, venim. Mai sunt câteva bilete. Nu mă, ce pula mea? Ce puți păcălea la asta? What a left turn. Roller coaster de emoții. M-am uitat apropo de filme, aseară, eu am fost la Dune 1 la cinema când a apărut atunci. Așa. Și la 2 nu m-am mai dus, că am fost, bă, pula, nu mi-a plăcut 1, nu m-am mai dus nici la 2. Înțeleg. Mi s-a părut prea lent filmul, nu știu, cumva,
Stai că mai bine ajung la review la partea a doua, fac review la partea a doua. Uh-huh. Diana s-a supărat că ei i-ar plăcut cât de cât prima parte și eu nu i-am zis că e la cinema acum, că m-a pus să verific într-o zi ce filme sunt, i-am zis, nu e niciun film la care să mergem, dar era Dune. Ai era Dune 2? Da. Okay. Și a fost, aia, pula mea, nu e nimic la care să mergem. Da. Și agent, după aia când a aflat că era cinema, a fost că sunt eu muist, că n-am vrut să mergem. Și acum am zis, haide, ai pula mea. Am fost, că nu mi-a păsat mie, nu m-am gândit, dar sincer nu mi-am adus aminte să fost nici când a ieșit la film, mamă, ce să-mi bag pula, ce mi-a plăcut. Ai presupus că doar gusturile tale sunt valide. Da, dacă mi-aș fi adus aminte că gen după Dune 1 a fost, mamă, când apare 2. Exact, dar aș fi ținut minte, dar n-a avut o reacție genul ăsta ca să mă rămân eu cu asta în minte. Da, mă rog. Și acum seara am zis, pula mea, am luat un cablu HDMI că nu aveam și am zis, pula mea, îl trag, îl downloadez, că nu-i pe HBO sau Netflix, piratez și mi-l pun frumos pe televizor mare să nu mă uit la un film atât de, pula mea, cinematografic, pe un ecran de laptop. Așa e. Îl pun pe televizor, măcar dacă măcar am ajuns la cinema, măcar hai să ne uităm așa. Dacă nu e IMAX, măcar TV. Exact. Și am zis, am văzut cam o oră jumătate din el, de 2 ore 45 cât are el. Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce, de unde, de ce le place oamenilor atât de mult ăsta. E un film făcut din scene care toate să vor a fi ultima scenă. Coaie, toate scenele au gravitatea și bac pula, tu simți că dă-te în pula mea acum, ce trebuie, la asta trebuie să fii atent acum. Nu e nicio scenă care să duc spre o altă scenă, nu știu cum. Înțeleg ce zici, da. E prea grav tot filmul, prea dă-te în pula mea, ce grav e ce se întâmplă. El este pe Mujahedin sau cum îl cheamă pe ăla. El este de Mohadib. Da, da, da. Da. Și pe lângă asta mult sărit chestii. Eu mi-imaginez, îmi dau seama, am văzut cărțile, nu le-am citit, dar le-am văzut la alți oameni. Le-am văzut că zgroase rău. Da. Și mi-imaginez că e greu tare să ecranizezi într-un film. Asta e problema. Atât de mare parte. Dar e pac pula prea sa, adică gen acum o scenă, acum trebuie să începe antrenamentul, pula mea, să fii de-al nostru fremen, pula da, mea. Da, clasic. Și gen o scenă mai târziu, deja e conduce. Da, rupe. Deja rupe. E liderul lor. Că, da. Păi, când pula mea s-a întâmplat totul, gen când, nu, e super, prea sare la astea. Și plus introducerea personajelor e weird. Că gen de multe ori, prea multe scene de genul ăsta în care se întâmplă toată scena cu un personaj de care nu știi nimic cine pula mea e ăsta. Și de la sfârșit afli dintr-o replică că ăsta e relevant cumva poveștii, că e și el ceva. Înțeleg, da. Prea multă chestia asta, adică zi puțin mai la început cine pula ca să-mi pese de astea 10 minute cât faci, cât ai următoarea scenă cu omul ăla. E foarte greu să faci, eu, asta e concluzia pe care am tras-o, știu la ce te referi și sunt de acord. E foarte greu să faci un film de chiar și de 3 ore în care să comasezi, să condensezi 700 de pagini de carte. Da, pula, da. Și cumva trebuie să onorezi și oamenii care au citit cărțile, astfel încât toate scenele importante să fie prezente, să nu se pară lor acasării. Da. Și ai și misiunea de a le explica oamenilor care n-au citit cartea, cum bănuiesc că ești tu, că nici eu n-am citit cartea, să înțeleg ce se întâmplă. Adică mi-am dat seama la un moment dat, deci voi faceți acum, faceți un best-of din cartea aia, chiar dacă n-are sens ca cumva, film, da. Nu poți să urmărești ca film povestea, dar doar ca să satisfaci fanii cărților Dune care au ocazia să vadă ceea ce și-au închipuit ei atâta timp când s-au uitat la cărți. Plus, pentru că altfel n-are niciun sens în pula. Da, e super weird. Deci nu înțeleg asta și gen m-a convins și faptul că am vorbit cu niște prieteni care fusese la cinema la asta la Dune. Dă-te pula mea, coai, cum să nu-l vezi, că e șmecher rău, că nu știu ce, coai, ce pula mea, atât de șmecher, nu înțeleg. Păi dă-mi voie să-ți explic care e faza. Ei l-au văzut la cinema, ei l-au văzut la IMAX și din punct de vedere vizual și muzică și efecte speciale, e șmecher rău. Da, și dacă îl vezi la cinema, dar mai ales dacă îl vezi la IMAX, tu nu mai ești atent la replici, la personaje și la poveste, pula, te rupe pe efecte speciale. Dacă îl vezi acasă la televizor, e un film ca oricare alt film. Da, și tu îl tratezi așa, da, știi? Ca film, aprobați doar cu sunet un pic, oameni buni, terminăm review-ul la Dune. Cred că avem vreo 20 ceva de minute. Bă, dar e al treilea episod la rând în care avem o problemă. Avem o problemă tehnică. Asta e, perioada de vară nu ne... Suntem prea lenici, frate. Prea lenici. Dar terminăm review-ul ăsta repede și apoi încheiem. Ce voiam să mai zic de asta?
e foarte funny. Multe momente care nu se vor funny. Neintenționate sunt funny. Sunt funny cu aia, cu ăla baronul pulii când apare ăla și plutește. Ăla, e prea, e funny, nu e gen menacing în niciun fel. E doar funny că e super gras și plutește. Îți vine să bagi un ac în el, da, să vezi dacă se sparge. Și gen are și alea pe lângă el balonașii negri care îl cară, să ce pula e ciudat tare. Nu, dar uite faza pe planeta aia când se bat și e alb-negru și explodează ca niște pete de vopsea neagră așa. Nu am ajuns la asta. N-ai ajuns? Eu, nu am văzut cam o oră jumătate. Cred că n-ai ajuns, dar eu la un moment dat o fază cu niște bătăi pe o planetă care e totul alb-negru. Ok. Cel puțin la cinema. Da, eu n-am mai văzut așa ceva în viața mea și arată extraordinar. Bă, mi-imaginez că efectele, dar pare că arată, e filmat foarte, cinematografia e foarte mișto, nu zic nu, tot arată super bine. Dar e abia un film, abia un film. Film e, da, e greu de urmărit și cu ăsta, gen, m-am oprit din văzut după toată scena, tot mini-arcul ăsta al lui ăla, cum îl cheamă, are numele la ciudat, care e făcut al baron, al Harkonnen. Harkonnen, da. Da, ăla baronul care, Harkonnen, dar ăla tânăr. Ăla tânăr pe care îl pun ei să aibă grijă. Austin Butler. Austin Elvis ăsta. Da, Elvis. Elvis, zi Elvis. Da, exact ăsta, Austin Butler. A, Fried Rota îl cheamă. Așa, așa îl cheamă? Fried Rota. Eu nu pot, dacă mănânc Fried Rota, eu nu mai se face rău. Ăsta. Super weird și cu ăsta, toată faza cu gen, cu ăla, că încearcă să... Nu-l îi droghează pe aia care urmează să bată cu el, dar pe unul nu-l droghează ca să-l testeze pe bune, dacă știi, dacă da, poate să-l bată pe ăla. Și-l bate pe și ăla... Și ăla să supără că îi pățește asta, dar în același trece. Timp dar în același timp nici nu îi lasă pe aia să-l ajute, gen să-l omoare pe ăla. Da. Gen, dar în același timp să și supără că ce pula mea se întâmplă, ce nu i-a stat drogat, și în același timp și nu, lăsați-mă pe mine singur și după aia tot să duce la baronul ăla și să plânge de ce a fost ăla nedrogat. Păi morți, mă, ori te bucur când s-a dat ocazia să fii tu șmecher, pula mea, ori ești supărat, da, hotărăște-te, hotărăște-te ce da, te deranjează. Exact. Nu poți să te deranjeze tot în același timp, morții. Exact. Așa cum eu n-am înțeles niciodată scena aia de care învață să călărească viermele, exact, și pleacă cu viermele și eu nu înțelegeam, a plecat cu viermele și sunt coaie când se dă jos. Asta e, că asta nu arată super cum departe, se dă jos. De, odată cum se dă jos, exact, cum, și cum doi, îl oprește. E morții lui la 400 de kilometri, da, cum se întoarce, ce face, ia al vierme? Gen, din cum a fost filmat, din cum astea, n-am înțeles exact cum s-a urcat pe el. Nu, 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 nu. Ce face pe aia cu e mult nisip și da, uite-l da, țaca paca, sunt pe vierme. Nu am înțeles cum pula mea s-a urcat pe ăla. Și de, uite, asta noi, așteptăm... noi acum arătăm exact cum face, exact, știi? Exact, exact. Acum eu avem... sunt viermele și Dumitru e. Eu îl călăresc pe Dobrotă. Mamă, ce păcat că nu mai avem, ce păcat că nu mai avem video. Deci eu acum sunt pe Dobrotă. Uite, da, iată. Da, mă. Deci asta a fost ciudat. Sunt multe scene pe care gen, nu înțelegi de ce nu ți le arată. Și, din, și asta gen Zendaya, uh-huh, e doar un rol de ăsta gen. Adică mi imaginez că te-a fost scrisă de mult, da, cumva. Și acum, adică ea e... fiind cumva în valul ăsta nou de roluri da, femeine mai puternice că... și mai pula mea, are doar rolul ăla de eu sunt aici doar să fiu lângă tine cât da, timp tu cucerești lumea. Pula. Știi cum există emotional support dog? Da, exact. Emotional support n-are woman. Nicio, n-are nicio... Nu face nimic de capul ei, pare. Doar îl ajută pe ăsta, stă pe lasă lângă că el. Joacă în Challengers ăsta, nu știu dacă nu știi. Am uitat la ăsta, dar nici pare foarte văzut. Interesant din ce am văzut trailer și așa. Unii au zis că e mișto, alții au zis că e o porcărie, dar în orice caz e o femeie independentă. Acolo e o femeie puternică, aparent. Da, e o fostă tenismenă de calitate. Da, 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 ba pula în Dune, nu mi-a plăcut. Bă, nu, am încercat să... și cu al doilea pentru toți cei care... S-ar putea să ne creăm niște inamici în... M-ați desconsiderat că nu... Că m-am uitat doar la primul și nu-i dau șanse și astea. Aia am dat o șansă, dar nu, nu să... E prea greu, prea boring. Te simțeam că numai nu poți să rămân atent la ce se întâmplă. Da, asta e, iarăși, în cinema ți se pare că e mișto și pentru da, că nu ai ocazia să-l oprești, să pui pauză, da, să te duci să-ți iei ceva, trebuie să rămâi cu filmul acolo până la capăt și te prinde da, dacă, dacă da, îl vezi la cinema. Acasă da, nici n-aș încerca să-l mai văd, dacă sincer. Ce mișto pe Rufani rău, ăla, Javier Bardem, pula mea, liderul fremenilor ăia. Da. Ăla, la un moment dat face un sunet de nu știu ce pula mea, saluți el, chesă pe alții că vine sau da, ceva și face o... Și apasă în obrază, scoate niște căcaturi de sână și face din nou muzica, sunt niște tobe de alea, de dă-te pula mea, ce se întâmplă? Se auze la 2 metri de el, mai departe da, nu se auzea.
Și după aia direct, ia, dă-te pula mea ce scenă urmează acum. Și după aia direct bui close up cu ăla, fac apăsându-și în obraz și făcând sunetele alea. Ce pula mea e asta? Da, mă, știu, știu. Dacă e să-l desfaci, e ca aia cu lichidul ăla albastru, sângele ăla de vierme, zice că ăsta, dacă bei o gură, omoară, te omoară instantaneu. Toată lumea, da, ia câte o gură, nu, dar nu moare nimeni. Cu aia de toți beau și se simt bine, capătă puteri. Mă, ce pula mea, parcă te omoară. Aia, care actrița aia îmi place de obicei, Rebecca Ferguson. E frumoasă, pula mea, o cheamă, sunt topit după ea. Da? Îmi place de mor. Îmi place ca actriță, nu pot zic că mă rupe. Mama, aș vrea să fie iubita mea. Ok. Și aia, din nou, mi s-a părut unul cel mai bad acting, acted scenes pe care le-am văzut după ce pula mea îi dau alea să bea căcatul albastru. Și, și ar, intră în transa aia. Își dau seama că are copil. Da. Și gen, dă-te, ce-am făcut? Baba, aoleu. Aia, avea, că avea copil, she's with child. Și gen, după aia vorbește asta cu ea și o ia razna când vorbește cu ea Paul ăsta, gen, să duceți vorbească cu ea cum te simți, cu nu știu ce, și ce, bă, sunt pula mea, trebuie să te faci nu știu ce, sau nu știu. Da, ce, da, 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 da. Are de dă-te pula mea, că e proastă rău jucată scena aia, adică ce cum faci deodată, deodată. Asta nu, pe aia nu mai țin. Mi-e rău, deodată să ridică și vorbește cu el așa, dă-te, exact cum era în Lord of the Rings, care iar mi s-a părut mereu, mi-a sărit în ochi de cât de proastă poate să fie scena aia, când încearcă ăsta Frodo să ia inelul la Bilbo și are la o fază de câțiva. Ah, că se enervează? Se enervează și se face. Și pula mea a fost asta? N-a fost nici scary, nici, nu știu, mereu a fost la scena aia. Ce? Da, i-a, da, i-a pus niște riduri pe Hobbit, da, și zice, trebuie să mă sperii. Exact. Și asta la fel acum, deodată super menacing, așa, weird. E, eu abia aștept, în general când regizorii ăștia care îmi plac foarte mult, cum e Denis Villeneuve ăsta, când se intră într-un de ăsta gen, ori Marvel, ori de ăsta, de știi că o să-i ocupe 10 ani din viață, abia aștept să termine și să facă din nou niște filme normale și să se tripeze. Da, asta trilogie, anunțată ca trilogie, o să mai facă unul și gata? Cred, nu știu, dar cred că mai e cel puțin unul. Asta zic, cel puțin unul sigur mai e. Da, nu cred, m-am că uitat 3, la cred că ăsta, 3, cred că 3. O să-i doar 3 sau să duc mai departe de 3? O să o duce, dar nu cred că le mai face ăsta, da? Mă gândesc. Ah, okay. Cel mai probabil. Am înțeles. Cred că depinde foarte mult de cum o să meargă. Oricum am văzut acum, și că e anul cel mai prost de box office din ultimii 40 de ani sau ceva în genul ăsta, că a apărut ăsta Furiosa. Da, asta și că n-a făcut niciun ban. Și în general, luna mai n-a apărut niciun film care să facă niște bani. E cel mai prost din 83 încoace sau ceva de gen. Deci e rău. Eu am în scrim la cinema, dar nu mai știu dacă ți-am povestit deja. Nu știu. Trecut am văzut Fall Guy ăla cu Ryan Gosling și Emily Blunt. Și? A fost chiar foarte fun. Da? Un film foarte că mișto. Și ăla, că n-a făcut bani, n-a, nu, n-a fost făcut, ce trebuie. Nu, dar e un film fun. Da? Un film mișto. Nu e un film greu. E old school din ce am înțeles, din ăsta așa. Da, exact, comedie romantică, cumva acțiune, combinat cu acțiune, dar gen, acolo, gen... It holds cumva, gen, nu e niciun moment în care hai mai dă timpul la mea că o face și pasta sau nu știu ce, știi? Ce, okay. Mie ce mi se pare ciudat e că filmele astea, că ăsta e Fall Guy, e genul de film clasic anii 80-90, da, așa știi, de ei două movie stars, îi pui într-o situație, se bate nu știu ce. Dar, doar el se bate, ea nu cred că face. Ea nu se bate? Doing, nu, ea, asta e că el e cumva cascador. Da. Să la început filmul într-o relație cu ea, să iubească pula mea, ei doar ajutor de cameraman ceva pe platou la niște filme. Și ăsta are un accident, își rupe spatele pula mea, se retrage de așa și de rușine de pula mea, nu-i mai răspunde ei la apeluri după accident, după asta se îndepărtează de ea. E rușine că și-a rupt spatele? Da, nu știu exact, că cred că a fost vina lui, că nu știu ce, pula mea, ceva o de asta. Cumva se îndepărtează de ea. Și asta își vede de viață și ajunge regizoare și asta acum gen, ajunge să întoarcă la cascadorii și să întoarce pe platou doar pentru că e la un film de-al ei. Ea nu e anunțată că o să-l cheme pe ăsta și ăsta tot încearcă să o recombine pe asta care ea deja dă-te în pula mea că nu mi-ai răspuns, am trecut peste. Okay. Și ușor, ușor o recucerește pe asta. Asta e filmul cumva. Stai, și între timp pula mea încearcă să prindă pe unii care au înscenat o moarte, căcatul, încă cade asta. Da, 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 trebuie și să se și bată. Tot cade și gen să intre prin chestii, fiind cascador, tot asta e fun, că e gen de multe ori ce o ia în muie, tot pățește. Și le face el? Și le face nu Ryan Gosling? Și le face. Nu, și le face el, nu? Ca asta voiam să zic, că e foarte mișto că revine genul ăsta de filme, dar mi se pare că nemai existând movie stars așa mulți, sunt
oameni de 40 și ceva de ani care își fac, da, care joacă în filme astea. Ryan Gosling are 43, da, 44. Da, da. N-arată, ce clar. Arată tot timp, poate să treacă oricând ca poate un om să de treacă, da, dar eu în mintea mea sunt un om bătrân, nu mai pune să sară în geamuri și pune alea. Nu mai, puneți-l pe Chalamet dacă tot călărește viermi. La cât de bine trăiesc ăștia, se antrenează nutritiv, toate astea, gen 45 la ei, cam 28 la noi. La, gen, cum mă simțeam eu la acum 2 ani, simt Ryan Gosling, da, acum. Absolut. Gen, păi eu după ce terminăm asta m-am dus să alerg, pentru că vreau, da, să fiu Ryan Gosling în România. Asta e scopul meu în viață. Da, mă, hai, îl încheiem, vrei să mai spui ceva sau nu ceva? Mai avem, dar nu știu, pentru când avem și video, să, frate. Mai ține pentru video, da, ne să ține facem pentru și video. Bă, dacă ați rămas până acum aici, e gata. Am făcut toate, deci am rămas fără microfoane, da, am rămas fără video, am rămas fără Edi Rădoiu după 25 de minute, deci am făcut toate greșelile pe care putem să le facem. Și dacă încă sunteți aici, bă, dar sunt, avem un 2000 constant, am văzut, e bine. E bine, frate, avem 2000 de lăptuci alături de noi, 2000 dar... 2000 de lăptuci nu-s puțin, frate. Nu-s puțin, frate, deci noi dacă ne enervăm... Nu-s de colea. Da, dacă ne enervăm, câștigăm mai umor. Exact. Dacă ne susțin toți lăptucii. Dacă toți lăptucii sunt alături de noi, da, putem să câștigăm mai umor. Ne revedem săptămâna viitoare cu un episod nou și altceva, nu știu ce să vă mai zic. Atât, vă mulțumim lăptucilor. Lap-tap-tup-tup-tup. Vă pupăm.